Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou video despre cabanele A-Frame de la Sălcioa Nouă. Astăzi o să vă prezentăm geamurile ce le-am montat la cabana mică și o să vă spunem câteva detalii legate de suprafață, coeficient termic, grosime profilului, câte sticle avem și un preț final. Și o să vă dăm detalii legate de firma care ne-a realizat tâmplăria și o să vă dăm contactul acestora în caz că vreți să colaborați cu ei. Nu uitați, dacă sunteți interesați de un proiect de casă tip A-Frame, puteți să-l achiziționați de pe site-ul nostru www.aframeromania.ro și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru următoarele videouri legate de cele două cabane A-Frame de la Sălcioa Nouă. La cabana mică am avut o suprafață de 18,5 metri pătrați de tâmplărie și am mers pe o tâmplărie Rehau de 70 de mm, pe culoarea gri antracit, atât la interior cât și la exterior. Tâmplăria are 3 sticle. Feroneria aleasă pentru tâmplărie este de la Roto, iar la montaj s-a folosit și o bandă anticondens. Deoarece geamurile sunt diferite și cu forme diferite, iar suprafața variază foarte mult, coeficientul termic este între 0,87 la cel mai mare geam, care este triunghiular, cel de 3,5 distanță pe orizontală și 3,04 pe verticală, până la 1,27. Una dintre provocări a fost cum vom împărți geamurile, deoarece avem o suprafață inițială între structura de lemn care nu putea fi realizată din sticla mai mare de 3 metri și la fel o altă provocare a fost montajul acestora, deoarece are o greutate destul de mare. Trebuie să aveți grijă atunci când construiți o casă tip A-Frame, atunci când faceți proiectul, să luați legătura și cu o firmă care produce tâmplărie, în așa fel încât să se potrivească ceea ce aveți în proiect cu ceea ce veți avea în realitate. Costul tâmplăriei a fost de 3700 de euro, la care s-a adăugat banda anticondens perimetrală și montajul. Montajul fiind realizat de către firma producătoare. Să vă luați în calcul atunci când realizați o casă la munte, să aveți transportul inclus și să aveți un acces ușor până la cabanele dumneavoastră ca să nu întâmpinați probleme atunci când se transportă tâmplăria de PVC. Un alt lucru de care trebuie să țineți cont la montaj, trebuie avut grijă deoarece suprafața de sticlă este destul de mare, să nu se crape atunci când se face montajul. Deoarece sunt foarte multe firme pe piață care fac partea de execuție și de montaj pentru tâmplăria de PVC și aluminiu, recomandarea este să cereți cât mai multe oferte și să vă alegeți oferta care vă convine cel mai bine, raportul calitate-preț.